Salut și bine ai venit sau ai revenit pe canalul meu. Te invit să rămâi cu mine să vezi cum am făcut aceste pungulițe de prim ajutor, oferite unor invitați după o petrecere de pomină și sper să găsești acest clip inspirațional. Primul lucru pe care îl fac este să-mi deschid o pagină de Canva, iar odată ajuns în punctul acesta o să creez, să zicem, o pagină albă și o să-mi stabilesc dimensiunile foii de lucru. O să mă duc la Custom Size și o să-mi stabilesc măsurătoarea în centimetri, după care îmi pun lățimea să fie de 30 de centimetri și înălțimea de 21 și apoi îmi creez o pagină nouă, după care încep să lucrez. Eu deja mi-am încărcat imaginile pe care vreau să le folosesc, însă o să facem împreună așezarea lor și adăugarea textului și așa mai departe, încât să realizăm pungulițele pentru petrecere. Pungulița mea o să aibă o parte centrală, iar pentru asta o să vreau să folosesc un logo. Acesta este cel pe care îl voi folosi, pentru că vor fi în final niște pungulițe care vor fi date invitaților după o petrecere. Și o să-mi centrez imaginea aici, că vreau să-mi las o părțile laterale libere, pentru că aici vreau să pun altceva. Așa că o să las undeva aici pe mijloc. Iar mai apoi o să vreau să-mi adaug aceste pahare de whisky și o să le pun undeva în partea de jos. O să le mai micșorez puțin, pentru că ceea ce vreau e ca de o parte și de alta a paginii să am un spațiu gol, pentru că aici vor veni trasate niște linii care să imite o punguliță ca la pungulițele de chipsuri. Motiv pentru care o să-mi las puțin spațiu liber și o să plasez paharele așa. Apoi o să-mi adaug această imagine pe care eu vreau să o plasez undeva aici. Ea va veni pe partea din spate, pe una dintre lateralele pungii, pe partea de spate. Iar mai jos o să vreau să folosesc această imagine. După cum vedeți, nu am background-ul îndepărtat de la această imagine, dar ceea ce o să fac este pur și simplu cu un click dreapta, mă duc la layer și îmi trimit imaginea în spate. Și acum e mult mai bine. O să mi-o plasez undeva aici, ea o să fie micșorată, pentru că ceea ce îmi propun e să fac în așa fel încât partea de la perfuzie oarecum să-mi arate că ar veni în sticlă. O să fac ceva de genul și o să mai măresc perfuzia, însă nu foarte mult. Cam așa ceva. Și o să vreau să mai acoper partea aceasta, pentru că este sigla unui salon de spa și nu e ceea ce-mi doresc. Iar pentru asta o să-mi încarc o formă. O să mă duc la Elements. Și o să-mi iau ca formă acest pătrat cu colțurile rotunjite. Și o să-l pun într-o altă culoare. O să-mi iau, nu știu, un... Cred că o să mă duc pe acest gri și o să-l plasez cumva aici, ca și când ar face parte din imagine. O să mai adaug încă o dată aceeași imagine pe care am pus-o pe partea centrală. O să dau cu Ctrl-C, să o copiez, apoi Ctrl-V, sau Paste și o să-mi pun imaginea suprapusă peste cadranul gri. Cam așa ceva. O să-mi mai centrez un pic. Și așa am acoperit și logo original de la imagine. Mai apoi, ceea ce vreau să fac este să adaug pe partea cealaltă o altă imagine și mă duc din nou la Uploads. Și mi-am aici o imagine adăugată. Pentru că aniversatul este născut în anul 1983, o să adaug și această imagine aici, care mie mi se pare foarte drăguță. Și cam acestea sunt imaginile pe care vreau să le adaug, însă să mai adaug și text. Pentru asta mă duc la text, pur și simplu, și îmi selectez opțiunea cu un text mai mare. Bineînțeles că acesta se poate modifica. O să spun că această pungă se folosește în caz de urgență. Și bineînțeles o să-l micșorez pentru că este mult prea mare. Mai apoi o să vreau să adaug aici un nou text.
Vreau să-l micșorez și vreau să-l placez undeva între pahare și logo. Iar acum o să mai adaug în partea aceasta ceva text, că adaug evenimentele aniversării. O să centrez undeva într-un colț și o să-l micșorez și mi-adaug un nou text și o să adăugăm că e vorba de distracție și voie bună și asta este 100%. O să fac așa încât să mi se încadreze cât mai bine aici și o să mai adăugăm ingredientele și aici o să pun câteva lucruri drăguțe. Acum că am adăugat textul, o să fac mici ajustări. Vreau să mai pun aici ceva încât să-mi iasă în evidență evenimentele aniversării și ingrediente și pentru asta mă duc la imagini și o să aleg această opțiune. O să-i fac un copie și o să pun și pentru ingrediente. Iar dacă textul mi-este acoperit, la fel mă duc cu click dreapta, layer, send to back. Și cam așa cred că mi-ar dori să arate rezultatul final. Odată ce sunt mulțumită, o să mă duc la share pentru descărcare, download și încă o dată download. El mi se va descărca într-un PNG, iar de acolo tot ce trebuie să fac este să mă duc la printare. Aceasta este marginea finală. Îmi selectez imprimanta, eu folosesc un Epson pentru asta. Îmi las pe ca orientare pe landscape. Mărimea hârtiei este de A4. Ca tip de hârtie, în schimb din plain paper, în schimb în photo paper glossy, pentru că folosesc o hârtie fotografică glossy și printez. Pentru imprimare folosesc această hârtie de la Art Maker. Este o hârtie fotografică autoadezivă high glossy, hârtie de care eu sunt foarte mulțumită pentru că mi-ies niște culori foarte vibrante pe ea, probabil și de la imprimanta pe care o folosesc. Folosesc un Epson L3211. Hârtia arată cam așa, este o parte lucioasă și cealaltă parte este mată. Partea lucioasă este cea pe care se va face imprimarea. Eu deja mi-am încărcat hârtia, așa că o să trecem la imprimarea propriu-zisă. Cam așa arată. După cum v-am spus, partea lucioasă va fi cea care va fi printată. O să printez mai multe exemplare pentru că voi face mai multe pungulițe. Printurile sunt gata. Vom trece la pasul următor în care voi trasa niște linii pe partea de jos și de partea de sus, după care le vom transforma în pungulițe. Spuneam că voi trasa niște linii pe partea de jos și de partea de sus a fiecărei foi. Acum voi lăsa astea deoparte. O să mă folosesc de acest dispozitiv de la Cricut și pur și simplu de ceva deliniat. Asta este un trimmer care nu mai este neapărat folositor. Ceea ce o să fac este să mi-l pun și să-mi trag pur și simplu o linie simplă. Mai las un pic de spațiu. Și o să încerc să trag așa câteva linii pentru că aș vrea să obțin acest efect. O să fac același lucru pentru toate foile, după care trecem la pasul următor. Bineînțeles că dacă vă folosiți Cricut-ul pentru realizarea acestor pungulițe, vă puteți face aceste linii direct din Cricut cu opțiunea Score. Însă eu aleg de data aceasta să nu folosesc Cricut-ul, pentru că mă gândesc că nu toată lumea are Cricut. Însă dacă aveți o imprimantă, ați putea face oricând astfel de pungulițe. Și am terminat.
Acestea sunt mâncile pe care am vrut să le obțin. Și de o parte și de cealaltă. Acum că linile sunt trasate, voi trece la pasul următor, ceea ce înseamnă că pe spate voi trasa cu creionul niște linii, linii care vor reprezenta cât de mare voi desface hârtia suport pentru a închide punga. Pe părțile laterale voi lăsa o mică distanță, nu foarte mare, așa jumătate de centimetru, iar pe părțile de sus și de jos voi lăsa puțin mai mult, undeva la un centimetru, mai mult sau mai puțin. Aici din nou jumătate de centimetru. Iar acest surplus de hârtie îl voi tăia și mă voi asigura că rămâne doar partea adezivă. Liniile au fost trasate, iar ceea ce voi face mai departe este să îmi tai cu un cutter hârtia suport de pe trei laterale. Pentru asta mă voi folosi de același dispozitiv care l-am folosit pentru trasare și de un cutter. Ceea ce trebuie să faceți și să aveți grijă e că în momentul în care trasați sau încercați să tăiați hârtia suport, să nu apăsați prea tare pe cutter, astfel încât să tăiați și cealaltă parte. Eu mă duc așa ușor și o să încerc să-mi desprind dintr-un colț. O să mă duc cu cutterul și pe dedesubt un pic, să vedem dacă s-a desprins. Și se pare că este totul în regulă, așa că dintr-un colț o să-mi prind și o să-mi elimin hârtia suport. Voi face exact același lucru și pentru celelalte două laterale mai lungi. Voi da deoparte cele ce nu mai sunt necesare. Ea arată așa, așa cum spuneam, sunt trei laterale la care acum am partea adezivă și o laterală care mi-a rămas cu hârtia suport. Ce voi face mai departe? Voi încerca să închid punga, iar pentru asta partea adezivă îmi va veni peste partea lucioasă a hârtiei. Și nu foarte mult, ci doar așa jumătate de centimetru, atâta cât am și tăiat hârtia suport, cam așa ceva. Le suprapun drept și le presez, astfel încât să mi se lipească. Eventual îmi pun pe interior mâna și mai trasez și așa. Iar acum punga mea este ca un tub, partea centrală și părțile laterale de pe spate. Iar mai departe o să-mi închid baza de jos, iar pentru asta pur și simplu încerc să-mi țin centrat linia pe mijloc și o să mă apropii, o să-mi dau un pic mai aproape și o să suprapun cele două straturi, una peste alta aici să vină perfect și o să mă duc ușor către margine prin presare. Același lucru o să-l fac și în partea cealaltă. Iar baza îmi este închisă. Ce urmează este să pun înăuntru micile cadouri pentru invitați. Iar pentru asta am pregătit înainte și un cartonaș. Acesta este printat pe o hârtie fotografică holografică. Se vede foarte frumos. Și cam acestea sunt lucrurile care se regăsesc înăuntru. Niște bomboane mentolate, o gumă de șters, o cafea, ceva pastile pentru mahmurială și niște mini sticluțe cu alcool. Foarte frumos de acest cartonaș. O să fie introdus la final înăuntru, dar până atunci o să introducem micile cadouri. Și cum spuneam, avem două sticluțe, mini sticluțe cu alcool, pe care le voi pune înăuntru.
Apoi voi veni cu două pachetele de mentosane. Bineînțeles cu o cafea pentru o doamnă și pentru un domn. Foarte necesară după o petrecere. Dacă nici cu cafea nu revenim, atunci avem niște pliculețe magice. O gumă de șters în cazul în care vrem să uităm sau să ștergem ceva ce s-a petrecut cu noaptea înainte. Și bineînțeles cartonașul cu cele dinăuntru. Acum că le-am introdus pe toate înăuntru, singurul lucru care mai rămâne este să închid și partea de sus, iar pentru asta voi face exact același lucru. Voi suprapune la mijloc, perfect, parte peste parte și ușor mă voi duce către margine. Același lucru și în partea cealaltă. Și așa am realizat o pungă, în cazul acesta un kit de prim ajutor după o noapte de petrecere. Sper că ați găsit acest clip folositor și să vă dea idei pentru evenimentele pe care voi le aveți în viața voastră. E un mod plăcut de a face cadouri. Vă mulțumesc că ați stat cu mine și vă aștept și data viitoare!